După o secetă agresivă înregistrată în ultimele zile, ieri a venit și ploaia mult așteptată de giurgiuvenii de pe întreg județul. În municipiu s-a înregistrat o cantitate destul de însemnată de precipitații, vorbim de circa 29 de litri pe metru pătrat, așa cum s-a înregistrat prin intermediul acestui aparat de pe platforma stației Meteo Giurgiu. Vorbim însă și de cantități mult mai mici în alte localități ale județului. De exemplu, la Toporu s-au înregistrat decât 4 litri de precipitații pe metru pătrat. Urmează o noapte destul de răcoroasă, cu o minimă de 17 grade Celsius. După ploaie iese soarele. Cam așa s-a întâmplat și la Giurgiu. Astăzi avem parte de o zi însorită. Este ora 11 și temperatura înregistrată la stația Meteo Giurgiu în acest moment este de 24 de grade Celsius. Va crește însă pe parcursul zilei până în jurul după amiezii, când se vor înregistra circa 30 de grade Celsius. Cum va fi însă vremea mâine? Aflăm de la meteorologul de serviciu al stației de la Giurgiu. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă pe timpul nopții în jurul valorii de 17 grade. Ne vom mai aștepta la ploi în perioada imediat următoare? Deocamdată ploile ne cam părăsesc, nu vom mai avea precipitații cel puțin 2 săptămâni. Dacă zilele acestea vom avea de-a face cu temperaturi normale, în septembrie sunt așteptate la Giurgiu și maxime de peste 30 de grade, un pic peste limita normală, timp în care vor cădea ploi slabe cantitativ.